Amendamentul la codul rutier prevede că permisul de conducere să fie suspendat la 45 de puncte, nu la 15 puncte, așa cum este reglementat acum. Propunerea de modificare a codului rutier a trecut deja de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și este aptă pentru votul din plenul Senatului. Amendamentul poate fi explicat în primul rând prin aceea că săptămâna trecută a mai adoptat o propunere legislativă cu privire la modificarea cuantumului și la alte tipuri de contravenții cu privire la legea privind codul rutier. De ce? S-a considerat că ar trebui mărit și cuantumul în baza căruia după aceea să fie suspendat dreptul de a conduce autovehicule, tocmai pentru că mărindu-se cuantumul amenzilor și practic și al punctelor de penalizare aferente amenzii contravenționale, se ajungea în situația în care unui conducător de autovehicule în baza unei amenzi destul de mari pentru o contravenție nu foarte gravă să-i se suspende și permisul de conducere. Atunci am ridicat acest prag de puncte de suspendare până la 45 pentru că în natura umană, până la urmă, cu toții greșim în orice facem. Important este dacă o facem voit sau nu. Dacă nu o facem cu intenție și atunci nu e repetitivă, totuși conducătorul auto să nu poată fi sancționat pentru o greșeală, pentru că știți foarte bine, ba mai avem o urgență, ba infrastructura nu ne permite, ba suntem în tot felul de timp în care trebuie să ne încadrăm ca și șoferi, bineînțeles, a declarat președintele Comisiei Juridice, Nicușor Halici. Amendamentul a fost făcut de către deputații PSD și este susținut de ministrul transporturilor.